Salutare tuturor, sunt Andrei, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de GTA 5 Online. Și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și haideți să vedem, fraților, brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri dacă vreți, bineînțeles, să apară în continuare câte un clip în fiecare zi la ora 8 dimineața. Bă, fraților, sunt singurel, după cum puteți observa și voi, vreau să merg repede pe jur la... Uite, am ieșinul ăsta de aici. Vreau să ne luăm și noi tot ce avem nevoie și vreau să ne băgăm să facem ceva misiuni de astea, contact missions, pentru că am nevoie de bani. Iarăși am rămas falit, oarecum. Și am nevoie de foarte, foarte mulți bani. Am mai făcut eu vreo două misiuni până când mi-a dat crash OBS-ul și nu s-a salvat filmarea, deci 25 de minute s-au dus pe dic, dar nu contează, lasă nu-i bai. Ce caută poliția aici? Sper că nu pe mine mă caută. E, nu știu ce război cu iacturile astea. Bun, hai să ne luăm repede pe jur de aici tot ce avem nevoie, pentru că le-am consumat în misiunile anterioare. Hai să vedem. Am nevoie de armură, în primul rând, frate, uite aici. Browse armor. Gata, boss, am luat armură super heavy. Altceva nu mai am nevoie, nu? Oh my fucking god, guys, pot să iau... Deci am crezut că pot să iau AVP-ul ăsta, dar se dă în loc la level 90. Ai de capul meu câte faine avea pe ăsta. În rest, mai am... Am la parajită, gata, nu mai am nevoie de nimic. Bun, ce vreau să spun? Bă, deci am încercat, stai așa să dau eu aici, la quick job, play, contact, alone. Bun, am încercat să mă duc cu tureta aia, am mai fac ganza, Andrei, cu limuzina aia cu tureta, am încercat să mă duc cu ea la tuning, dar... N-a mers. Seems fucking legit. Bine, n-am încercat să mă duc la Benny's, sincer spui, dar nu cred că merge, frate, o limuzină for fucks. Și am citit și comentariile voastre în care ați spus că este blindată numai pe părți, știi, numai stânga-dreapta și îți poți lua foarte mult damage prin spate și prin față, ceva de gen, dacă nu mă înșel. Anyway, acum obiectivul următor, uite un futo. Uite un futo, mergem să luăm futo. Du-te în grijă, dă-te cu capul de parbriz să mori acolo ca să... Oh my fucking god, ne-a băgat deja misiune. Obiectivul următor ar fi să ne luăm și noi insurgent, pentru că din câte știu, insurgent este singura mașină care rezistă la rachete, grenezi și așa mai departe. Bine, nu la infinit, vă dați seama, dar dacă ți-o rachetă în bot, nu bubui. Aia e super tare cu insurgente, știi, și vreau să o avem și noi, pentru că o să facem nebunel, să intrăm, nu știu, în baza militară și nebunel de astea. Opa, still the RV. Ce trebuie să fur, boss? Tu-și cu mine în mașină? Hai! Nu spune că stai AFK, o să plâng. Asta eu mă duc la RV. Da, mi se pare mie să avem unul deja acolo. Ba, nu e niciunul. E misiune de 3 sau de 4, că noi suntem fucking 3. Let's go, dude. De fapt, stai, ăla ne punem să ne învârtim. Are fucking kidding me? Uite-te, eu vreau să iau pe aici. Deci, uitați-vă când ne punea ăla Socolin, fratele meu. Și a revenit ăla. Abating, nu. Păi, o să încercăm să facem misiunea în 2. Că ne avem ce face altceva. Ar fi fost tare să fii și Ronnie aici, să facem ceva misiuni cu el, dar este deja, nici nu știu cât este ceasul ăsta, și mă uit, că știu curios, este 2 dimineața și Ronnie doarme și nu vă dați seama, trebuie să vă pregătesc clipuri și văd că nici tipul ăla nu mai vine după ne. Bun, mă duc singur, nu-i problemă. No problem for me, dude. Trebuie să furăm ceva, nu știu ce, RV-ul ăsta. Și e destul de mult de mers până acolo, dar cred că ajungem destul de repede. Uitați-vă la el! De fapt, eu eram păroșu, ce-i drept, dar nu contează, frate, păroșu trec numai profesioniștii, ce dragi de-a mea. Uite, iar sunt păroșu. Vine ăla să se bage în fața mea, la picior. Mă gândeam inițial să facem ceva, să continuăm misiunile alea ale lui Lester, pentru că am terminat primul heist finale, sau cum dragi de-a mea să se numește, și am zis să continuăm, dar aia ar fi mai interesant să le fac și cu Ron, știi? Pentru că, bana, mai e și cu poveste acolo, e ceva mai... și o fi și sunt și mai complicate decât misiunile astea de contact, că și astea sunt destul de greuțe, dar ideea e că la astea primești mulți bani, știm. Dar heisturile alea normale o să le faci cronii. Bă, dar mult trebuie să mă duc până acolo. Ești nebun? Păi mai bine am luat 20 dacă era... Opa, pe aici. Cred că mai bine am luat 20 dacă era de mers atât de mult. 260 mai avem până acolo. Ok, guys, let's go. Let's go. Dar problema e că sunt singurel. Deci trebuie să... Trebuie să-i dovedesc singur pe toți? What the fuck is wrong with you people? Ăla e AFK, unul lipsește. Good job, man. Trebuie să mă ieși eu pe mapă la ei. Nu. Stai că-s curios, uite, lasă-mi merg așa. Oh, ăla e AFK și vine unul după mine cu greu. Ok.
Deci suntem doi și cred că e și pe normal, pentru că scrie Team Lives 2. Adică două vieți pe echipă. Oh my gosh, nu spune că ai pușcărie, ok, lângă pușcărie trebuie să furăm. Da bun, o luăm pe scurtătura știută de mine. Cea mai șmecheră scurtătură ever, nimeni nu știe. Pardon. O mică eroare aici de calcul. Nu știu ce am avut impresia că o să treacă el mai repede, dar după am realizat că am o viteză destul de mare. Haba! Ios! Let's go! Da, uite, easy. Știu, sunt un șofer teribil. Mulți mi-au spus chestia asta. Nu-i bai, bă, fraților, nu-i bai. Lasă că o scăpa noi cu viață. Noi muri eu aici în mașină, decât dacă bube. Deci nu cred că bube. Ok, bun, hai să mergem. Mi se pare că am mai făcut o dată chestia asta, misiunea asta. Da, mai am făcut-o, mi-am de ea. Dar nu-i bai, trebuie să luăm bani. Și până la urmă oricum o să se repete odată și odată tot o să se repete. Da, bun. La 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 la. Na 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 na, trebuie să omorâm pe ăștia. Na 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 na. Te îngrijani, tu ce ai făcut, ai murit? Te omor eu acum. E unul acolo. Tu ești aici. Hai mor și tu, bossule. Bă, sunt mulți, aolo. Fugi. Îți plăc pe clădire sau în clădire? Ah, l-am văzut în clădire. Oh, l-am omorât, what the fuck. Uite și pe clădire. Ce faci, boss, te-am văzut cu greu. Hai mor și tu aici. Păi deja golesc totul până vin. Până vine ăștia deja golesc totul, dar mi-au destul de mult de mine și nu știu de unde. Undeva de la geam de acolo. Ce faci, moșu? Uite-l pe ăsta. Mor și tu? Și mai e unul pe aici, prin tomberam pe undeva. De unde tragi, boss? Sau pe casă, uite-l. Fuck you. Ia băga mea, hai să facem noi un ship 2. Uhu! Am omorât? Nu l-am omorât, bag cioaca. Am mă, fura aia, fura aia că-ți fac eu cover. Mort? Hai, a plecat? A plecat deja. Au venit ăștia, frate, au... Oh my god, și-s multe motociclete! Du-te, grijanii de aici. Nu luam motocicleta înapoi, gata, hai, du-te, du-te. Trebuie să-l protejăm pe ăsta. Asta era misiunea de 4 oameni, frate. Bine, nu e foarte complicată, după cum puteți vedea și voi. Go, 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 go. Hai, defendi. Și pe asta am mai făcut și cu Ronin, cerea să intre în ăsta, să-mi bag ciotă de nu. Ok. Nu, no, dar nu mai știu, bă, cât era insurgent, nu mai știu, 650.000? Uite-i pe ăștia, oh my fucking god, ok. Guys, hoba, ciao, ciao, ciao. Bum, pac, pitacă în soare, încă unul. Oh, fail. Fail. Pa, pa. Oh my fucking god, Hellrider, bă, e unul în spatele ăstuia, de trebuie să-l protejez. Uite că vine acum, my friend. I will defend you with the price of my life. Deci zici că am fost în filme acum, bine, în filme de obicei nu mă rostogoleam așa ca Spartul, dar mi-a plăcut, eram un aici, trăgeam în ei, ca în filme, frate, James Bond aici. Bine, de fapt James Bond face chestiile astea mult mai stealth, după cum a spus și Ronnie, dar nu contează. Dar bun, hai, adus-o? Bine, boss, așa te vreau. Ar trebui să ne dea un premiu, ar trebui să ne dea mai mulți bani că am făcut misiunea singur. Nu știu, zic și eu. După creierul meu, cam așa ar trebui să se întâmple. Mission passed. Dar bun, cât ne dă, cât ne dă. How much? 9200, atât de puțin, bă, Gabi, și să-mi bag. Puțin, frate, puțin. Misiunea aia două de le-am făcut dinainte, era un, bă, era o misiune super șmecheră. Deci era super șmecheră misiunea, era de două persoane și trebuia să furăm ceva elicopter și era super grea. Și am reușit să o facem inițial și după mi-a dat crash OBS. Pentru că, yes, awesome, fucking awesome. Hai să dăm continue, like, dau like, hai, like, 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 așa, continue. Hai să vedem, dead from above, mix up the coke, attack them with jump, crank up the volume, have them dead from above. Eu votez dead from above, nu cred că am făcut-o, nu? N-am făcut-o, cred. Bă, sau e aia cu casa aia milionarului, de lângă, fix de lângă Eclipse Tower, unde avem noi casa, nici nu mai știu exact. Hai să vedem, că-s curios. Că am văzut ceva, că trebuie să-i faci o poză și acolo trebuie să-i faci poză, m-am amintit. Și că such hackery. Ok, bun. Joining. Mai luăm o dată super heavy. Mai luăm și muniție. Luăm tot ce avem nevoie. Nu ne deranjează până... Oh, nu. Nu vreau să ies. Ok. One more. Te că pot da eu invite players. Mai... Cred că a dat join. Ba nu. Invite players. Nu mai mergeți două, my friends? Ah, a intrat deja unul. Mi-a dispărut aia de invite. Nu știam de ce. Nebun. Hard, please. Așa. Set the mission on hard to get more money and more RP.
Reputation points. Sper să pună part. A, da, launch. Deci ce mă enervează ăștia care fac misiune așa? Mai ales că suntem 4 și a mers bine prima misiune. Eu dacă aș fi văzut, bă, frate, uite cât de bine a mers prima misiune în două persoane, când e misiune de 4, aș fi setat pe hard ca să luăm mai mulți bani. Dar nu, domnul prezent aici nu a vrut să facă chestia asta și da, uite, e misiunea pe care o știm noi. Aia de trebuie să intrăm în mansion-ul ăla. Asta e grea. E destul de grea misiunea. Ok. Dar bun, fraților, încă o dată vă reamintesc, dacă mă susțineți și dacă vreți să apară în continuare câte un clip de GTA 5 online pe zi, alături și de alte persoane, dar nu, acum sunt singură și n-a vrut nimeni să filmeze cu mine, ce mașină faină are tipul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Și acum nu înțeleg o chestie, de ce nu l-a scos pe tipul ăla care a fost AFK? Why? Why the fuck he did not kick him? I don't understand. Hello? Oba, pare rău, te-am luat pe parbriz. Te-am luat în parbriz. La 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 la. Aș putea face o chestie. Uhu! Party time! Ce a zburat ăla? Bun! Să vină măcelul! Let's go! Dă-te mă de aici. Am nevoie de tine. Au murit amândoi, deci nu cred. Ce-au făcut? Ce-au făcut? Dar ar draci în ei. O mai fac gad, ok. Ok. Nu știu cum au murit amândoi și nu mai avem nicio viață pentru că au murit ca nubii. Oh my god. Și eu ghiciți ce? Eu trebuie să... Nu! Stai mă, boss, că urc și-o gardul. Mor, bă, game. Stai un pic, că urcam și-o gardul, ce? Tu mori? Asta trebuia să fie stealth sau cum, că nu înțeleg. Oh my fucking god, vine și police. Trebuie să iau inventory repede, body armor. Armură, bagă mare. Please, man, am murit. Deci nu cred că au murit amândoi. Oh, și acum noi trebuie să terminăm misiunea singuri? Oh my fucking god. Păi n-am cum să o termin singur, fratele meu. Bă, ia-s noob. Grămadă, tăți, nu? Și o să mor aici, că n-am ce face. M-a omorât. Are you guys dumb? Na, terminăm misiunea, frate. Terminăm misiunea cu noobii ăștia. Unii AFK, hai că ies și intru iarăși. Deci, bă, unul e AFK, ok, nu mă interesează de la AFK. Au venit ăștia, au murit amândoi. Deci am pierdut efectiv toate viețile din cauza lor. Și dau quit la mission, good luck. Deci nu înțeleg cum, dragi de mează, ăia au putut muri. S-au băgat cu mașina ca spart, s-au murit amândoi. Și după au murit tot amândoi. I don't get it, I fucking don't get it. Dar ce să facem, mai întâlnim și de-astea în GTA 5. Nu putem să câștigăm așa toate misiunile pe bandă rulantă. Mai ales când, uite, n-am echipă și sunt solo. Băga mea știu. Și am nevoie de bani, că de-aia m-am băgat la misiuni. Prima dată mă gândeam, de fapt nu vă spun acum că o să fie spoiler, o să fac running clipurile următoare. Aveam idei de clipuri de GTA 5 online, dar am zis, bă, hai să ne băgăm la contact missions, că toți sunt singuri, facem ceva bani, deși enervăm, că picăm cu numbi, cum au fost ăștia de aici. Și luam misiune faină, frate, luam o grămadă de bani, era grea, ați văzut, dar luam o grămadă de bani la misiunea asta. Și am nevoie de jumătate de milion, 650.000, parcă era, nu mai știu exact. Să ne luăm insurgentul ăla de care chiar am nevoie și acum stăm 10 milioane de ani să se încarce acest server minunat al Rockstar. Mulțumim, Rockstar, pentru serverele minunate pe care ne le oferiți. Bun! Și altceva nu știu ce să spun. Sunt curios câte persoane o să uite la acest clip dat fiind faptul că a început școala. Chiar sunt foarte curios. Păi și mai un pic și fac și o lună de când am canalul. Și o să facem un clip special, vă dați seama. O altă fapt. Bun, încă o dată. Quick job. Selectăm aici contact, fucking mission alone, yes. Hai să ne găsească o misiune, sper. Bă, ar fi super tare să ne găsească misiunea aia în două persoane, cu două persoane de fapt. Hello, PC. Nu că, la mine, că nu merge cu urlete. Așa. Mie nu-mi place cu urlete. De fapt, ar fi admisibil, dar... Nu acest gen de urlete. Ok. Trecem peste. Populating lobby. Populează-te lobby mai repede, că eu mă duc... Tare, nu știu ce. Hai să ne bagi și noi aici. Ok, ne-a băgat în misiune. Ne-a băgat destul de repede. Cred că e de două persoane la cât de repede ne-a băgat. Patru persoane. Ok, bine că nu-s ca aia. Ci că... What the fuck? Câți au fost invitați? Rich man in rich man. Ok. Luăm armură. A dat launch. Deci mă enervează încă un lucru pe care nu-l suport. Când intru într-o misiune și ăștia nu așteptă nici măcar 10 secunde de când a intrat ultimul și dau launch. Vreau și eu să-mi iau muniție, n-am putut să-mi iau. Bine, nu-i problemă că n-am muniție pentru că am, dar uite, nu știu, poate n-aveam. Poate cine știe, poate n-aveam muniție, bă, nene, bă. Ce am acum, văd aici, cam la... Bun, unde, where is my
Where is my car? Oh my fucking god. De ce are mașina rozul ăla? Și cred că are și ceva floare pe... What the fuck, man? Nu, ăla e fluture, nu floare. Ok, dați-vă la o parte că trec. Trece Zăza Andreea acum cu Zentornoul lui. Uitați-vă la retardatul ăla, the bot. Deci special sunt puși băuții din jocul ăsta, fratele meu, să facă nebunele de-astea. Omul s-a asigurat, ce, cum conduce el, unde am văzut să conducă. Și ăsta, nu mai vii de tipul ăsta care m-a văzut că vin, bine boss. Am fi noi în aceeași echipă, but nu știu dacă o să te iert atât de tare. Hai că mă duc eu după el. Trebuie să stau tot cu micro SMG-ul. Am dat fail. Iar am dat fail, bă, deci nu știu ce am impresia că nu am, gata, bun, micro SMG. Bă, dar ne ducem destul de aproape de casă. Pe aici, în dreapta, e căsuță? Nu, aici e parcul. Dă-te, boss. Mamă, cum s-a proptit de stâlpul ăla să-mi bag ceata. Bun, hai să vedem. Ce trebuie să facem? Go to Richman Mansion. Trebuie să-i împușcăm pe ăștia. Să-i distrugem psihic sau... La, 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 la. Oh, gunoaie! Așa, bun. Hai să vedem. Ce zice la mai departe? Wait for the rest of the team, hack the keypad. Ok, și cum fac? How can I do this? Trebuie să mă dau jos, mă dau jos. La 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 la. Hack the... Cum a ajuns mașina aici? Bun. Lăsați-mă să hackeresc. M-a blocat. What? Ok, gata. Bun. What? Open my computer. External device. Brute force sau hack connect? Brute force. Correctly freeze... Ce? Apă ăla. Eu s-a dit tu 5 columns. Deci nu înțeleg ce trebuie să fac. A, știu, trebuie să fie ăla roșu, nu? C. R. E. A. P. M. Nu. I. Ha, mă, că merge. Ha, mă, că e interesant asta, nu știu, n-am făcut niciodată chestia asta. Bun! Da, spar keypad-ul, mă, în cam ea, scorul. Oh, și acum ai măcile din pe fraieri. Mamă, le atacăm casa. Vila, de fapt, că... Ia uite-l pe ăla. Ce faci, polițaie? Ce faci, boss? Ia lasă-mă un pic să trec eu acolo, să te... Să te distrug psihologic și tu nu mai trage după mine, că te-am amadrecu. Că te-am făcut pe fraieri. Și trebuie să mergem să... A, nu, să furăm mașină sau ce trebuie să facem, că nu se... Dă-te, boss, de aici. Bă, da, am o întrebare, știi, ce fac... Au, oh, pardon. Ăștia ce fac cu poliția în casă? Uite, ăștia aveau patru la în casă, poliția. Lose the cops, trebuie să pierdem... What? Ați văzut cum face din cap tipa aia? Ok, trebuie să pierdem policeul. Let's go. Let's go. Deci cât de greu se mișcă mașina asta, n-aveți idee. N-aveți idee cât de greu se mișcă aceste mașini. Sunt penale. De ce ar fi vrut cineva să le furăm? Nu înțeleg. I don't get it. Hai că iau în stânga. Nu contează unde e, fiecare trebuie pur și simplu să pierdem poliția acum, știi? Oh my god. M-a văzut ăla? M-a văzut. Te-ai în ciotul meu. Mori. Și nu trebuie să distrugă mașina. Deci nu trebuie să tragă foarte mult, că poate iese fum din ea și încerc să plec. Și mai și plouă. Oh, oh, nu m-a văzut, m-a văzut greu. Dați-vă. Ok, trebuie să facem dreapta, că vine unul din față. Oh my fucking god. Muriți, mă. Mă ajute și pe mine cineva. E la care n-au luat nicio mașină și trebuie să mă ajute. Oh my god, nu mă duc bine, nu mă duc bine. Help me guys, deci nu știu cum, dar toată poliția e pe urmele mele. Deci nu știu ce se întâmplă în acest moment. Dar toți mă atacă pe mine și mai și plouă și fac niște drifturi. Pe lângă faptul că mașina asta merge ca un cur, mai fac și niște drifturi de astea nebune și nedorite, știi ce zic? Din păcate. Oh my god, și uite, mă întâlnesc cu poliția face to face. Du-te în... Oh, nu m-a văzut. M-a văzut, nu știu cum are ochi la spate. Oh, oh, oh. Oh. Eh. Așa. Fii atent ce facem noi. Proximity mine. Dude, tu ai intrat unde nu trebuia să intri. Gata. Am omorât pe ăla. Ok, trebuie să facem aici. Băi, ești nebun, vin și din față, mă. Please, please, dai. Dai, plăsă, plăsă. Ok, asta a murit, hai să facem stânga. Trebuie să urcăm aici sus. Ok. Sau nu se poate urca sus? Și nu ne știe nimeni. Oh my god, nu ne știe nimeni aici. Suntem mai stealth ca James Bond, să mor eu. Please, nu.
4 stele, please. Deci dacă mă prind aici, am belit, carasă. Trebuie să plec și nu mai am unde să plec. Ok, deci vă rog, frumos, nu mă găsiți. Nu, sunt... Deci nimeni nu știe unde m-am dus, oameni buni. M-a văzut cineva. Să moară mă, sau lui Adam, m-a văzut. Polițai, uite, polițaiul mamei tale. Grijania și... trag în mașina mea. Please don't hit my car. Please, man, no. Don't do that. Oh, uite pe ce o iau. Aba! Helicopterul vie... uite aici trebuie să mă duc. Trebuie să intru aici cumva. Uite, am și văzut pe unde să intru. Aba! O luăm pe aici frumos. Mai punem niște proximity mine la intrare. Să nu avem probleme cu poliția. Mai punem mai multe proximity mine la intrare. Și punem și un proximity mine, uite, fix aici. Gata, boss. Deci dacă și acum mă găsești, eu îmi bat curul de pământ, ca să nu spun altceva, să mor eu. Deci e penal, frate, dacă iar mă găsește. Ah, nu știu cum am scăpat aia de poliție atât de... Oh my god, au încercat să intre. GG, well played. Mai încerca să intre, hai că mai e o mină undeva pe acolo, pe mijloc. Oh my god, și uite cum a ajuns mașina. Cum arată în interior? Bă, arată fain pe interior mașina, arată fain, chiar îmi place. Vă realizați că acum că ne-a văzut poliția, nu? Cum ne-a văzut, mă? Cine ne-a văzut? Acum mă mai vede? Oh, hello! Deci nu înțeleg de ce... Cine mă vede în acest moment? Cine mă vede, fratele meu? Teoretic n-ar trebui să mă vadă nimeni. Uite, mă urc și mai sus, că uite, poate spune că mă vedea de pe stradă. A, acum n-are cine să mă vadă. La mama, direct. Sorry, guys. Uite, mă vede cineva. Police is fucking bugged or something. Deci nu mă vede nimeni acum, dar ci că-s văzut. Nu pot să înțeleg conceptul. Yeah, nu mă mai vede nimeni. Ok, nu fac nimic. Stau nimișcat. Și dintr-o dată fie antenat și că o să mă vadă cineva. N-are cum să mă vadă din stânga. What? 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 Guys? Guys? What? Guys? 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 Sunt singurul care a văzut o fucking mașină de SWAT care a intrat prin pământ. The SWAT car was OP, just passed through, aolo, through the walls și aia trag în mine. Oh my god, să nu mai moară ăștia că am belit-o. Bă, obelesc aici, să-mi bat piciorul. How to fail a mission, tutorial. Cum să ratez o misiune în pană. Gata, nu mă vede nimeni, nimeni nu mă vede, deci vă rog, nu mai veniți aici. Nu mai veniți aici, vă rog, vă rog. Come on guys, don't do that. Deci probleme mari cu poliția aici, oameni buni. Trage cineva, nu-n mine. Oh. Nu m-a văzut, nu m-a văzut, nu m-a văzut. M-a văzut acum. Mor. Deci mor cu poliția ăștia, frate, sunt incredibil. Dar nu știu, ci că just drive. They know where you are. Da, mă, dar pot scăpa de ei. Uite, aici teoretic n-ar trebui să... Mașină de poliție în civil. Incredibil, deci incredibil. Deci uite mașină de poliție în civil, frate. Fucking impossible. Fucking impossible. Dă-te mă de aici că te calc. Mă, da, știi. Oh my god, nu! Nu! Nu, 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 nu. Oh, nu, 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 nu. De ce mă întâlnesc cu SWAT-ul aici? Nu trebuia să mă întâlnesc cu SWAT-ul aici. Nu trebuia să mă întâlnesc cu SWAT-ul aici. Mi-au spart cauciucul, nu mi-au spart cauciucul, dar am mari probleme cu inventory, body armor. Super heavy armor, SWAT-ul vieții, dă-te de aici, deci nu trebuie să iau SWAT-ul după mine, ok, ok guys, it's ok. Scăpăm acum de poliție, trebuie doar cineva să scape de elicopter, de chopper, că eu mă duc tare aici, uite, fac dreapta ca băjeții, ca să nu mă întâlnesc cu ăla din față. Și teoretic elicopterul n-a trebuit să mă vadă, dar bineînțeles că mă vede. Cum scăpăm de elicopter? Mergem sub un pod. Deci asta e o misiune destul de complicată pentru mine, îi iau terminatul imediat, uite, ah, nu merge acolo. Îi iau terminatul imediat, but I am noob. Newbo. Deci dacă intram aici, mă lua poliția la rost. Oh my god, păi și cum scap de elicopterul ăla?
Bă, zici că-s nebun. Dă-te, dă-te, dă-te. Move! Dacă mă văd, nu mă vede de pe stradă. Teoretic, nu trebuie să mă vadă. Nu m-a văzut. Să nu mă vadă elicopterul ăla, e pe partea aia altă, frate. Come on, chopper. Don't, don't. Mă duc după că... Nu m-a văzut. Yes, yes. O să scap. Mamă, cât am stat în misiunea asta, bă, frate. Bă, dar nu înțeleg, mă. Gata. Finally. Fucking finally. Let's go, let's fucking go. Hai că mă duc pe aici. Ia uite pe ăștia. Ce faceți, mă, muncitorilor? Let's fucking... Poate vezi că iau poliția iarăși pe urmele mele, nu știu cum se mai întâmplă random. Bă, dar mașina aia de SWAT care a trecut prin pereți, aia a fost penală, rău de tot. Ok, 080. Let's go. Sunt curios câți bani iau dacă tot a stat atât în this fucking mission. Am fugit de poliție ca naiba. L-a scăpat. Până pune frână mașina asta, pot să mă duc la baie. Deci nebun, pot să pun ceva pe space și mă duc la baie și tot nu s-a oprit. Când mă întorc de la baie, pana mea. No, hai, hai că ajungem repede la dealership. Să-i dăm mașinul ăsta aceasta care arată într-un mod foarte spectaculos, ca să nu spun cumva. Arată foarte tare. Yes, în sfârșit, I'm coming, bitch, yes, 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 I'm coming, my friend. Finally, I'm fucking coming. Și... În sfârșit, thanks God, am scăpat. Cred că am stat 20 de minute în misiunea asta să-mi bag shot-ul. Sunt curios câți bani iau. Great, no problem, no problem, it's ok. No, câți bani luăm? Really, I do. Really, I do, you're a snack. Ha, my friend, mission passed. Cu greu, dar... Am trecut misiunea. Hard, though. 17.500, atât de mult? Ai de cap. Ok. No, bă, frăzor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a jucat. Încă o dată să uitați să apăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, îți vedem acolo brigada în acțiune să strângem multe, multe like-uri. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă. Pa!